Un bărbat din Ucraina a emoționat întreaga lume după ce și-a salvat pisica de sub ruine, singurul membru rămas viu în urma bombardamentelor. Acesta a pierdut un prieten și 5 membri ai familiei, inclusiv soția și fiica în vârstă de 12 ani. Conform site-ului știrile canalde.ro, într-un sat de la sud de Kiev, reporterii CNN care transmit situația dificilă din Ucraina l-au întâlnit pe Igor, cetățean al orașului care se plimba printre dărâmăturile casei sale după un atac aerian rusesc care a avut loc vineri. 5 persoane dragi lui Igor au fost ucise de bombardamentele rușilor în doar o clipă. Printre persoanele pe care le-a pierdut ucraineanul se regăsesc soția sa în vârstă de 46 de ani, fiica în vârstă de 12 ani, care era în scaun cu rotile după ce fusese în trecut implicată într-un accident crunt cu un șofer beat, dar și ginerele tatăl nepoților săi. Încearcă să caute printre dărâmături în speranța că ar mai putea găsi măcar câteva amintiri pe care să le poată salva. Poze, documente, scrisori, orice i-ar putea aduce aminte de toți cei dragi pe care i-a pierdut într-un mod atât de cumplit și nedrept. Într-un moment de fericire, bărbatul și-a regăsit și strâns în brațe una dintre pisicile pe care le pierduse în timpul bombardamentelor. Este singurul membru al familiei rămas în viață într-o vreme în care peste tot în jurul său rămâne doar teroare lăsată în urmă de război. Imaginea cu ucraineanul și cu animalul de companie pe care îl strânge puternic la piept a emoționat o lume întreagă.